Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Ca de fiecare dată, vă propun întâlniri speciale. Garantez că și astăzi este o întâlnire specială. Invitata mea e poliactivă în mai multe planuri culturale, are foarte multă energie și inițiativă, dar și reușite pe măsură. Este un nume cunoscut. Nu voi face un CV larg în prezentarea care urmează, pentru că ne-ar răpi din timpul în care ar putea să ne vorbească Liubița Raichici. Vă spun, nume foarte cunoscut în România, dar și în Serbia. Este una dintre persoanele care, implicată fiind, dar implicată în adevăratul sens al cuvântului, cu pasiune, cu perseverență, cu inventivitate în ceea ce am putea numi desfășurarea culturală contemporană, Liubița ar putea să ne vorbească cel puțin două ore despre cultură și poezie, ea fiind, bineînțeles, în primul rând, o poetă, o scriitoare recunoscută. Toată admirația pentru ceea ce face, veți afla în curând că chiar e adevărat și nu este doar așa o prezentare de superfluă și de prietenie, dar sincer vă rog să mă credeți că în partea de vest a țării festivaluri de poezie sunt nu foarte multe, se știe. Pentru aceasta e nevoie de, în afară de muncă, de inventivitate, spuneam, de perseverență, de irosire de forțe, mai e nevoie și de fonduri și să știi să faci rost de ele și să poți invita scriitori din întreaga lume, cum a făcut Liubița la Reșița ani și ani de zile. Bine ai venit, Țeanu, aici, acum proaspăt timișoreancă. Liubița, încep prin a spune ce cred că ți-am spus și când ne întorceam de la Belgrad acum două săptămâni, că fiecare persoană, chiar dacă nu este scriitor, dar mai ales un scriitor, care are această șansă să gândească în două limbi, dintr-o dată orizontul lui este mult mai larg. Orizont de inspirație, orizont de explicare, de redare, de imaginare, cum vrei să o iei. Deci eu încep cu acest titlu, să-i spunem, emoțional, admirativ, pentru că, într-adevăr, ești un om care ai o deschidere pe care mulți dintre noi nu avem. Chiar dacă am făcut, să zicem, facultăți de limbi străine, nu deținem, nu suntem nativi. Tu ești nativ, tu înțelegi nuanțele unei limbi și când vom ajunge la ideea de traduceri, desigur vei convinge lumea. Așadar, bine ai venit. Mulțumesc. Și vreau să spun că este o bucurie să te întâlnești cu Liubița Raichici. Începem Mulțumesc. Cu cea mai recentă apariție editorială în care ești da, prezentă. O să încep puțin mai din urmă. Așa. Mulțumesc din suflet că m-ai invitat la așa prezentare. Practic ar fi trebuit să mă scol și să plec, pentru că este greu să te ridici la nivelul prezentării tale, dar... O, oh, da! Dar... întrucât o să încep cu o frază care mi-a marcat viața din copilărie. Bunicii mei au făcut și părinții Brăganul și când s-au întors m-am născut eu și mi-au spus așa, important este să-ți salvezi viața și sufletul, nu imaginea. Așa că eu sunt de părere că politica pașilor mici este de departe cea mai bună dintre toate, mai sigură, de fapt, dintre toate politicile, ce fără poate riscuri să facă o picătură în fiecare zi, nu poate un ocean deodată. Și acest lucru m-a ajutat în foarte multe domenii. Faptul că sunt acasă, în două limbi, în limba maternă, în două culturi, practic, și în limba sârbă și în limba română, se datorează, cred că, înainte de toate, dragoste. Pur și simplu, pentru că o limbă, dacă nu o iubești, ca și un om, nu te primește.
Deci tu poți să înveți, tu poți să știi gramatical, tu, însă da, nu te lasă da, în și ea. Și nu cunoști nuanțele dacă... Nu intri înăuntru, pur și simplu. Nu. Poți să stai la poartă, poți să dea bine lucrul acesta, poți să faci multe lucruri și de la poartă, nu este onorant și asta. Însă, acasă, într-o limbă, că-i maternă sau că-i limbă pe care de asemenea o iubești, o studiezi, nu intri, și o iubești, nu da, se da, deschide ușa. Formidabil. Ori mie ușa mi s-a deschis. Facem? O luăm asta drept o mărturie da, de scriitor, de om, de traducător, de poet, pe de om de cultură. Parte, pe de altă parte, ultima facultate pe care am făcut-o eu acum și am terminat-o în vară de psihologie, ne-a învățat așa la neuroștiințe de care sunt pasionată. Fiecare limbă îți creează practic un creier. Pentru fiecare limbă tu primești, adică dezvolți sistem neuronal creierul tău. Oamenii care știu 5 limbi, de exemplu, au 5 creiere. Și am o vastă da, admirație. Adică sistemul lor neuronal și metalegăturile mentale valorează absolut, cât 5. Da. Absolut, da. Foarte și le interesant, pot folosi și în altceva. Și atunci, secretul tuturor secretelor este dragostea. Dragostea și pașii mici. Pentru că nimic să nu știi, habar să nu ai. Dacă ai dragoste, dragostea te învață perseverență, te învață în fiecare clipă să reziști, să poți și că nu mai poți, să vrei și că nu mai vrei și să mergi mai departe. Și atunci rezultatul este altul. M-am străduit de-a lungul vieții să aflu cine sunt, să scot de acolo ce e mai bun, pentru că în fiecare om, Dumnezeu n-a dus pe nimeni că n-a avut ce să facă. A avut el timp liber și a făcut un om. Nu. Din pură dragoste a făcut pe fiecare om și în fiecare om a sădit o taină. O taină pe care individual poartă fiecare, de aceea suntem unici. Sarcina principală, cred, a oricărei ființe pe planetă asta este, în mod serios, să afle cine este. Să ce se taină descopere, poartă. Da. Și acest lucru nu se poate decât prin celălalt. Pentru că nu ai nici putere, nu primești. Nici lumină, nici motivație, nici căldură. Să dai dacă nu ai dragoste. Abia dragostea este cea care pentru celălalt. Practic, tot darul primit de noi este pentru celălalt, în funcție de celălalt, până la urmă și mântuirea este prin celălalt, că altfel nu există. Și dacă există această dăruire, această dorință pentru celălalt, ele merg de la sine, te duce. Pur și simplu, dragostea te duce, ea te ia de mână, nu trebuie să știi nimic. De multe ori m-am întrebat de unde am scris ceva ce am scris, pentru că sincer, în cutia aceasta eu n-am știut că voi scrie acest lucru. Cred că se întâmplă tuturor scriitorilor, nu doar mie. Adică, după ce scriu, am surpriză a ce am scris. Pentru că acest scris este undeva adânc, tot la psihologie învățat. Cunoaștem, foarte da, adânc. Da, așa este, este într-un strat adânc și am, sigur, am aflat de la mulți alți scriitori. Pot spune că și eu am simțit uneori, oare acum aș mai putea să scriu așa? Îmi mărturiseau ei. Și întrebarea e legitimă. Poate acum nu mai e momentul să mai scrii ca atunci. Are un text da, extraordinar, Vasco Popa, care spune că scritura, poezia în special, este minerit. Minerit pentru că riști mult, cobori foarte adânc, nu știi ce găsești, nu știi cum te întorci, nu știi cu ce te întorci, nu știi dacă nu se termină, nu știu, lumina, capătul tunelului, puterea, însă tu cobori pentru că știi că acolo este comoară și tu pentru asta ai venit în lumea asta, să dai taina ta, comoara ta asta celuilalt, taina, să-l acum, iubești pe celălalt. Pentru că ai povestit de Vasco Popa, știu că ai tradus, este un lucru formidabil și voiam chiar să te întreb mai târziu, dar s-a legat așa lucrurile, să traduci întreaga operă a lui Vasco Popa, eu cred că este un moment absolut literar unicat. Nu multă lume a tradus întreaga operă. Foarte multă lume pentru Vasco traduce... Popa, Nichita da, Stănescu, Peter Petrovici Niegoș, Eminescu și mulți, mulți alții buni și școli. Te pregătești toată viața. Da. Ai nu traduci din, așa. Din aceștia, să zicem, Nichita Stănescu, pentru că pe toți atât... am tradus, pe toți am tradus i-ai și tradus, cât, dar cât am putut integral. E legat de sârbi, de prietenii lui sârbi. Vreau să spun dacă ai și publicat.
Nu am reușit să public pentru că sunt 33 de cărți și lucrul acesta costă. Eu încerc de mulți ani. Vasco Popa, ai 33 de cărți. Da, absolut. Și eu caut în conitoare. De altfel, din Vasco Popa mi-am dat și doctorat. Și doctorat. Sunt doctoriță domnului Ungureanu. Da? Da, pe Vasco Popa este, de fapt, Vasile Popa. Și aici am o poveste să ți-o spun extraordinară. Deci... În primul an a deportării în Brăgan, n-a putut nimeni din Banat să viziteze familia unde a fost, dar în anul al doilea, familia a putut să se ducă și s-au dus și le-au dus mai ales, sigur, de îmbrăcat, mâncare, însă au învelit, pentru că nu era voie să duci niciun fel de tipăritură, ziar, carte și așa. Au învelit șoncul în ziar. Înțeleg, da. În ziar. Și bunicul și-a dat seama că acolo este ceva, că nu e întâmplător, înveli deschide și acolo era un poem. Un poem în ziarul Borba din anul 57. În ziarul acela în care era învelită. Da. Și? Ei anume au învelit că au vrut să-i dea un mesaj bunicului. Și acolo era, poemul se numea Migrațiile negre în sârbește. Migrațiile negre. Un anume scriitor, Vasile Popa, tânăr, la vremea aceea ziarist, român din Serbia, de la Grebenaț, de lângă Vârșeț, a scris acest lucru și bunica a zis, păi dacă a scris în Borba, care ajunge în toată Europa, lumea știe de noi, noi nu o să ne lăsăm oasele aici. Ce vine ce înapoi, mare rol a avut poezia? Un poem. Un poem. Vine înapoi, mă nasc eu, nu a trebuit foarte mult câțiva ani după, dar a reușit să-mi spună, uite care e treaba. Datoria materială ți-o achiți, însă datoria morală nu putrezește. Te rog frumos, când crești, nu uiți. Noi avem datorie la un român, îl cheamă Vasile Popa. Te duci, îl cauți. E poet. Vai! Dar nu știa de unde-i. Nu știa. La nu ora știa. Aceea nu știa. La ora aceea nici nu știa. Eu, inițial, nu mi-am dat seama că marele poet, Vasco Popa, poet european, cel mai tradus de altfel, sigur? Din toată literatura sârbă, este acest Vasile Popa. Abia studentă fiind, am făcut conexiunea, am citit Migrațiile negre traduse în limba română, cred că de regretatul Ioan Flora, da. Sau de Adam, regretată de asemenea, unul dintre ei. Și mi-am dat seama că eu aceea am datorie, doar că trecuse, cum să spun, timpul, eu în Serbia n-am putut să mă duc. Iar Vasco Popa a murit de Crăciun după Revoluția Română în Serbia. Când aș fi putut. Însă mi-am luat sarcina să-i studiez opera amănunțit, să-l traduc. Și iată să-mi dau și doctoratul din... Ai îndeplinit frumoasă misiune și datorie. Ai reușit frumos. Da. Și 33 de volume... Dumnezeule, este o bibliotecă și spui că n-ai publicat încă. Nu am publicat, de altfel nu am publicat Ministerul Culturii nu se implică? Eu am încercat să scriu de-a lungul timpului diverse proiecte, însă n-au trecut. Am încercat să scriu și în asociații specializate ale traducătorilor. Am încercat și la Timișoara, cât a fost capitală culturală. Proiectul nu a trecut, pur și simplu nu am explicație. Însă, eu nu sunt un om care să renunțe niciodată. Până respir, am certitudinea că acest lucru va fi publicat. Dar mă poate opri doar faptul că trec. Să zicem prima dată, 10 anul ăsta, 10 volume. Nu doresc așa. Pentru că Vasco Popa absolut merită să fie primit. O imagine de intelectualii români în cultura românească, așa cum merită el. El este Vasile Popa. De multe ori m-am întrebat și am și explicații, nu doar pentru că el cunoștea foarte bine limba sârbă, a trăit în Serbia, el cunoștea foarte bine și limba română, pentru că 2 ani de zile a petrecut la București. Însă, trebuie să recunoaștem că acea perioadă până în 90, Serbia, adică Iugoslavia, de atunci a fost deschisă vestului, accesul la marea literatură, la traduceri din toată lumea, ai putut să ai din poziția unui scriitor sârb. Ai putut, și da, în limba română, el de fapt a făcut acest gest nobil și extraordinar, a promovat tot ce am avut noi valoare literară, de exemplu pe Nichita Stănescu, l-a considerat fiu, el n-a avut copii. Iar pe Nichita l-a luat, cum să spun, cum zice, așa, să zicem, în ținere. Da. De-a dreptul.
Și l-a promovat cât s-a putut. Foarte de mult. Frumoasă mărturie. Noi avem și niște imagini, poate din când în când ne aruncăm privirea și la aceste imagini. Ai organizat multe festivaluri de poezie renumite în lume. Mulțumesc. Și la noi. În lume și la noi. Știu că la un moment dat nu aveam chiar îndrăzneala să spun, știam că totul e costisitor și că există locuri limitate, la care tu ai spus nu există nicio limită, te rog frumos, poți să vii la aici, festival. Da, aici erau oameni, vreau să spun că erau creatori literari. Da. Din toată lumea. Da, absolut. Din America lumea. Până în Australia. Până în Australia. Da, absolut. Da, și adevărat. Noi ne-am străduit în fiecare an să avem 15 țări. Am supărat fără să vreau foarte multă lume din interior, dar acest festival a fost gândit ca ambasador al culturii noastre. Noi avem multe festivaluri interne, zic eu, peste tot în țară. Și un festival e totdeauna binevenit, însă era un festival în plus. Însă eu am vrut să arăt acestor oameni pe viu, în contact direct cu oamenii, cu cultura noastră, cu bisericile noastre, cu mănăstirile, cu monumentele noastre, să le arăt cine suntem. Pentru că imaginea noastră e în lumea aia care este, așa cum o știm cu toții, da, da. Ușor șifonată. Și atunci oamenii veneau și vreau să spun că în a șaptea zi când se întorceau, se lăsa fie cu lacrimi, fie că nu mai doreau să plece sau doreau să se întoarcă, să revină. Și au spus că acest festival se deosebește. În fiecare an am avut bucuria și onoarea să vină și televiziunea noastră națională să fie prezentă. Și în fiecare an au pus o altă întrebare, desigur, participanților din lume. Normal. Însă esența, dacă ar fi să caracterizați acest festival printr-un cuvânt, ei au spus, fără să știe unii de alții și fără să se vorbească, un cuvânt, dragoste. Care? Dragoste. Așa au spus. Așa au spus. Avem înregistrarea aceasta la penultimul, la ultimul festival înainte de COVID. Aceasta a fost întrebarea și ei au spus dragoste. Numele meu de altfel asta și înseamnă, Liubița înseamnă dragoste. Dragoste, da. Deci eu m-am născut de Bobotează după calendarul vechi și trebuia să fiu Iovana, Bogdana, pentru că eram de Bobotează. Dar bunica, care tot Liubița, a zis, na, Liubița, pentru că și cei care nu te iubesc să te strige iubito. Deci eu sunt iubită. Foarte frumoase mărturii de autor. De când a început iubirea, dragostea pentru poezie? Așa m-am născut. Dintotdeauna. Așa m-am născut. Că mi-amintesc că când eram foarte mică, aveam un scaunel verde mic. Bunicile lucrau la război, țeseau, când eram mică, eu încă mai era acest obicei, la lampă, era frumos, se lucra la război, ele cântau sau povesteau, dar eu făceam pauză, regulile le făceam eu, făceam pauză și spuneam acum recit, să nu mă întreb ce puteam eu să recit la ora aceea, dar recitam. M-am născut așa. Erau inventate? Absolut, da. Absolut, da. Da. Însă, am realizat că, de fapt, poezia sau scritură, dacă vrei, a devenit destin pentru mine abia cu plecarea mamei. Mama a murit de vreme, tânără, sub 40 de ani, la 30 și ceva. Și această, cum să spun, absență care nu poate fi suplinită de absolut nimic, m-a obligat să creez cumva relația cu ea. Relația cu cerul, relația cu Dumnezeu, relația cu ceilalți oameni. Așa am început să scriu. Și te-a conștientizat foarte altfel devreme. De, până atunci. Foarte devreme. Da. N-am știut ce să fac cu mine. Durerea era un val peste capul meu. Și scrisul, de aceea se și recomandă ca terapie. Toate genurile de artă, de fapt, se recomandă ca terapie. Dar pentru că cobori foarte jos și scoți. E verificat catarsisul, nu? Absolut. Da, și atunci asta, poate că destinul meu ar fi fost de mie, mi-ar fi plăcut foarte mult să predau la școală. Am foarte multă dragoste pentru copii, pentru a transmite. Să pentru... le transmiți, da. Da, însă el s-a dus spre cultură, biografia practic m-a corijat. Dar mărturia este fără comentarii, e unicat, particular, nu poate nimeni să o repete. Asta ți-a fost scris, ți-a fost destinul, nu comentăm. Prima carte a însemnat o emoție copleșitoare?
Carte publicată. Prima carte este și aici o poveste extraordinară. Prima carte am publicat-o până în 90. Așa. Cu 10 zile înainte de a naște primul copil. Ideea mea era un copil, o carte, dar nu mi-a ieșit. Mi-a ieșit băieți și pe urmă mi-au ieșit 33 și de mai cărți. Multe cărți, da. De cărți. Dar prima, sârbii la vremea aceea, adică minoritățile toate, aveau editură Criterion de la București. Ah, da, era editura Criterion. Criterion. Și atunci, nu, prima carte nu putea să fie, cum să spun, absolut separată, ci erau 5 autori tineri cu o supracopertă, separați cu creațiile lor, câte 50 frumos. De poezii. Așa era legea, că trebuia să fie un volum colectiv. Dar zic că e foarte frumos că îmi spui că aveau fiecare supracopertă. Absolut, da. Eu îți spun din proprie experiență că volumul nostru colectiv nu avea decât o foaie pe care scria numele autorului celuilalt. Asta înseamnă că voi la Criterion ați scos ceva elegant. Absolut. Și cartea ca atare a fost elegantă. S-a numit Vișe Boinii Mostovii, adică poduri multicolore. Și despre ea, despre ea a scris foarte frumos și la vremea aceea domnul Gvozdenović a scris și atunci era despre această carte. Doar poezie. Era doar poezie. Asta a fost absolut început. Am publicat-o în 3 noiembrie 87, pentru că în 13 noiembrie am născut primul băiat. Și atunci a fost două absolut bucurii. Două bucurii. Bucurii larisime. Imense. Viața literară e plină de povești, pentru că fiecare carte își are destinul ei, așa după cum ne-ai convins în doar câteva minute. Cărțile sunt multe, nu putem pe toate să le luăm în seamă, că fiecare carte ar avea la rândul ei o poveste, însă le-am scris la reșiță pe toate. Dar aproape. Putem să facem asta, adică un sumum putem, și să spunem, putem, da, să spunem că ele reprezintă trăirea ta, da, de om care înseamnă scriitor. Nu le poți departaja. Absolut, om da. Este absolut, scriitor. Da. Aș vrea să trecem un pic și la această, i-ai spus taină, aș numi-o tot așa, taina creației, și la tine se amplifică pentru că scrii în două limbi, așa cum spuneam. Cum e translarea de la nuanțele unei limbi la nuanțele celeilalte? Ai nevoie de un timp de acomodare, timp de meditație sau acum lucrezi dau, cu spontaneitatea și cu muza? Acum dau din casă. Dacă pentru două limbi îți trebuie două creiere, pentru dragoste, eu mi-am dat seama și născând copiii, cu fiecare copil am primit inimă pentru el. Pentru normal, el. Normal, da. Nu împart nimic cu nimeni. Așa că eu am o inimă pentru așa, așa, și am altă inimă întreagă, limbă, nevătămată, da, și completă. Deci nu trebuie să trec absolut la nimic, sunt tot eu și nu sunt trebuie acolo. Să renunț. Da, am înțeles. Și nu trebuie să renunț, da. Și noi vorbim e foarte un mult. Dat, la urma urmei, este un dat pe care l-ai și știi să-l onorezi și mai ales l-ai reperat la timp, l-ai descoperit la timp, ca pe un dat, m-a ajutat, ca pe un dar. M-a ajutat biografia, aș fi vrut să nu mă ajute în felul acesta, însă m-a lăsat foarte devreme singură cu mine. Pur da, și simplu, da. Tata a fost un bărbat tânăr, atunci m-am gândit că de ce s-a căsătorit, dar tata era un bărbat tânăr. Nu l-am condamnat, dar din perspectiva aceasta nu am avut niciun drept să fac acest lucru, însă era mică. Erai și m-am copil. Simțit deodată singură, eu singură cu mine. Și asta ți-a dat, e clară mărturia, zic eu, posibilitatea nedorită să fii foarte profundă. Lucrurile să aici mai este adâncime, o poveste. Nu? Aici mai este o poveste. Da? Deci la întoarcerea din Bărăgan nu s-au putut angaja. Tatăl meu Arad Bărăgan a primit și ordin, nu știu cum s-a numit, medalia de erou. În sfârșit. Și? S-au întors acasă și atunci atât tata cât și mama s-au angajat vânzător la un magazin. Acum, anul 65. Lângă satul nostru magazin, pe lângă toate cele cuie, ace, bomboane, au început de la depozit să primească cărți. Cărți în două limbi. În sat și în zonă nu se știa decât limba sârbă.
cărțile erau în limba română sau în limba rusă. Întrucât în română sau rusă? Da, cărțile care primeau ei, care veneau de la depozitul din Oravița, Reșița, care trebuiau vândute, ele n-aveau cum să fie vândute. Oricum mama a avut idee. Dar cine știa limba rusă în sat? Aproape nimeni. Nu. Dar mama oricum vroia din fiecare să-mi aduc. Însă cum nu se vindea nicio carte, toată această cotă a venit în camera mea. Eu eram mică. Și am crescut într-o imensă bibliotecă. Nici o literă n-am știut, dar am umblat să întreb ce literă e asta, ca după oameni vii. Pe cine prindeam, întrebam aici ce literă e. Pentru că ele erau frumoase, cărțile. Miroseau frumos. Mă atrageau în mod deosebit. Și eu nu știam ce e acolo. Și cine știa îmi spunea, profesorii știau, desigur, profesorii noștri nu erau doar din sat, erau și din altă parte și știau atât rusă cât și română, însă nu aveau ei timp de mine. Însă, din când în când îmi spuneau, așa, fără să cunosc foarte bine, am început să citesc. Acolo erau doar clasici, gândește-te că am avut aproape opere complete lui Dostoievski în original. În original. În original. Tolstoi, dar erau în limba rusă. În limba rusă. Și ai început să citești în limba rusă. Da. Puțin. Fără să înțelegi exact ce... Fără, nu-ți spun că limba română mi-era totală străină. Aflam un cuvânt și tot ce era în jurul lui inventam. Un exercițiu extraordinar. L-aș propune tuturor părinților și acum. Așa. Deci aflam că aici scrie casă și casă înseamnă cucea în limbajul meu, în sârbește. Și în jur, restul de poveste ce era pe pagină, o inventam. Întorceam pagină, mai aflam un cuvânt. Toată era povestea mea, însă acest exercițiu dar m-a ajutat enorm. Notai semnificația cuvântului ca să poți să... Nu, ulterior, mult mai târziu. Și practic limba română cu adevărat am învățat-o la liceu, fiind aici. Am făcut secția sârbă a liceului de filologie istorie, Colegiul Bănățean actual. Da. Și pentru că de la ora 7 nu mai era nici curent, nici nimic, o lanternă, cum s-a făcut. Nu numai eu, sub aia, am citit. Cred că am citit aproape toată biblioteca și așa am învățat. Când am venit la liceu, am avut 5-6 la română, însă când am terminat, am mers la olimpiadă. Adică am iubit mult, m-a primit. Deci limba, m-a primit limba. Asta este un dar. Putea să te primească tot atât de bine limba lui Tolstoi pe care tu l-aveai din copilărie aproape. Absolut. Și eu mă simt comodă la fel și în, și în rusă, doar că nu o folosesc, că nu am unde să o folosesc. Dar o cunosc. Absolut. Însă mă simt pur și simplu acasă. Primită, nu? Da, e iarăși o mărturie cu o nuanță foarte subtilă, care ar putea să fie subiect psihologic. Prietenii mei din perioade foarte grele, deci prietenii mei, limba mea maternă, limba rusă, limba română, prietenii mei, când nu erau oameni în jur, că nu erau apropiați, erau mulți oameni, dar nu eram, ca să zic, cu niciun adult, nu aveam o persoană de atașament. Și atunci a existat această mare cultură, pentru că culturile de care vorbesc eu sunt mari culturi, că noi nu suntem conștienți și că nu avem marketingul cum trebuie făcut, mai ales noi aici în Banat chiar nu avem. Însă dacă am face promovare care merită, am fi pe acoperișul lumii unde ne este locul, de altfel. Foarte frumos spus. Și asta e încredințarea ta, om care tot timpul ai lecturat, ai citit, ai înțeles, ai mers la miezul cuvântului. Am trăit, le-am la trăit. La miezul și le-ai trăit, le-am da. Trăit. Deci îmi place și vreau să subliniez în mod special ideea de imaginar. Cum ai spus, că imaginai. Există persoane care nu înțeleg, dar scriu. Nu folosesc, dar scriu. Nu au acces la imaginar. Nu înțeleg că fără imaginație nu există artă, să fie clar. Mă întorc chiar la psihologie. Cât din ce facem noi este conștient? 30%. Cât este, sigur. Restul?
Restul suntem lucrează, noi. Lucrează imaginarul. De altfel s-a constatat e acum. E acolo undeva. Acum, poate și știi acum. Acum însemnând un an, doi, s-au făcut cercetări la NASA, nu oriunde, pentru tipurile de inteligență. Și noi am crezut totdeauna că inteligența matematică este cea mai grozavă. L-am crescut deși în spiritul ăsta. Dar ei au importantă. Ajuns la concluzia că ar fi 6 tipuri de inteligență, între care, noi putem din domeniul artei să fim foarte încântați, arta imaginativă este superioară, pentru că însumează date din toate celelalte și dovadă că chiar în crearea unui telefon mobil există multă imaginare și imaginație, absolut, nu doar știință. Absolut, știi? Există inteligență și emoțională. Acum, da. Asta e. Deci ai fost însoțită de imaginație fără să faci prea mare efort. Spune pentru că ea venea. Asta. El spune că imaginația este împărăteasă. Celălalt venea de la, da, venea de la sine, știi? Și trecând noi prin, cu rapiditate prin acest slalom al întâmplărilor, trăirilor, relaționărilor cu cuvântul, asta este ceva formidabil, să relaționezi cu cuvântul scris în mai multe feluri, hai să auzim un poem totuși, să nu cumva să treacă timpul și să nu auzim citim poemul citim care tu l-ai ales. Da. Da. Este unul din poemele mai recente, că așa... E publicat? În vreun volum? Nu. Întrebarea o înțelegi ce vrea să fie. Da. Adică din dragoste pentru telespectatori, da, le oferi și pentru, da, literatură, poezie, le oferi în prima audiție un poem. Da. Acum 7 ani era mai tânără cu 20. Însă timpul s-a sucit, s-a descreierat, nu doar vii. Și răpăsații mei au plecat. Care din ei rodesc via, care zidesc clopotnițe, limba universală a lui Dumnezeu, sunt care pe unde iubesc. Peste 7 ani voi fi mai bătrână cu 40. În total 100. Un mic infinit. Ce poate da omul în schimb pentru cuvântul primit? Calendarul să bată ce ore dorește, să mă scrie cum vor, în cărți lumești sau erezii. Și că nu o să fiu, o să fiu poetă. Eu cu mine vorbesc în poezie. În poezie. Mulțumesc. Mulțumesc. Totul este mărturie la tine. Este mulțumesc. O explozie de dăruire, nu găsesc alt cuvânt. E foarte mare, foarte mare lucru azi, în contextul actual, când sunt atât, știi foarte bine, atât de multe interferențe mai accentuate, mai ascuțite, mai dramatice chiar, să existe o persoană hărăzită, repet, asta este o hărăzire, și și-a acceptat și-a asumat și-a recunoscut această poziție, să-i facă bucurie, să ofere ceva. Un cuvânt, un vers, o mărturie, o atitudine, un poem și iată așa se naște arta. Dragă Liubița, când scrii, există ore de liniște în care poți să scrii? Ești foarte activă, lucrezi la Uniunea Sârbilor acum, ai trecut prin... PR, da. Da, ai fost șeful de curând, la... De curând, de curând. Nici n-am spus asta, că ai fost șefa șefelor culturii. Era la Caraș-Severin, la Caraș-Severin. Adică probleme, ce vreau da, să zic? 11 probleme ani administrative director. Foarte multe, foarte da. Multe. Da. Puteai foarte ușor să... Ușor, ușor dacă n-ai fi puteai fost foarte bine hărăzită, să spui, nu... Am timp să scriu, nu găsesc relaționare cu cuvântul necesar în vria asta în care ai fost prinsă. Este un secret aici. Când scrii? Un secret. În primul rând trebuie să fie liniște în tine. Că afară poate să fie orice, oricâtă treabă da, să tine, ai. Da? Dacă ai liniște în tine, pentru că eu mi-am dat seama de lungul timpului că nici cuvântul cel adevărat și profund nu vine dacă ești tulburat. Dacă ești foarte prins, dacă ești foarte lumesc, nu vrea să vină. Lumină vine când este liniște. Te umbrește Duhul acela bun, Duhul cuvântului, Duhul.
Doar dacă ai liniște. Deci arta adevărată și taina unui om se descoperă dacă reușește să facă liniște în interior. Ce înseamnă liniște în interior? Asta voiam să te întreb. Înseamnă să fii împăcat cu tine, cu lumea și cu Dumnezeu. Cum te împaci, tot așa, printr-o simplă moralitate, prin dragoste simplă a pașilor mici, printr-o muncă aplicată serioasă și bine gândită, trebuie desigur o listă a priorităților, că altfel ne pierdem hățișul în care suntem. Sigur că am și eu zile, le-am și avut multe în care mă trezeam la 3 și mă gândeam, poate totuși o fi duminică, dar nu, se întâmpla doar la așa, odată la 7 zile, deci nu era. Dar mi-am dat seama că exact așa cum ți-am spus la început și cum mi-au zis bunicii mei, tu ai de salvat o viață și sufletul tău, nu imaginea. Și atunci am lăsat, să nu zic că am pierdut, că n-am pierdut nimic, am lăsat de la mine multe lucruri care sunt foarte importante pentru lumea aceasta să treacă. Da. Și m-am concentrat pe ce aveam eu de făcut, pe șinele mele, alea mici, înguste, 2 pași, da, sunt ale 2 mele, metri în jur, străbat, da, absolut, da. Cu asta aveam treabă eu, de exemplu, cu bunica, pentru că noi ne uitam la televiziunea cândva iugoslavă și în miezul zilei, când era mai multă treabă, pe la 3, de exemplu, sâmbătă, era o emisiune de popularizare a științei pe care am iubit-o foarte mult, dar eu la ora ce, pe altă treabă, la Belobreșcă, curte, ălea, găini, vie, casă, treabă, gospodărie. Dar eu fugeam, că oricum nu mă puteam înțelege și nimeni nu mă lăsa. Abandonam și mă duceam să mă uit. Și vine ea și mă prinde. Ce să zic, că nu mă uit, că doar era clar că mă uitam. Normal, da. Așa. Și pe ecran era ceva știri de la, din New York. Și zice, auzi, ce se întâmplă în New York cu ăsta? Nu o să te întrebe nici Dumnezeu, nici eu, dar faptul că nu spălate vasele, dar pentru asta avem probleme grave. Deci treci și fă-ți treabă, nu mă interesează când te uiți și ce faci. Și ce descoperi științific, ce mai vezi tu acolo. Și mai avea o vorbă, de exemplu, sâmbătă seară, când toți copiii se jucau, eu până la ora 7 aveam program precis. Și mi-era ciudă, ei de deja, da. Eu iubeam să muncesc pentru că ei făceau cu multă dragoste tot și nu, dar când copiii erau deja și auzeam afară, era greu. Curtea noastră imensă, o mătură din aia, știi cum se făceau mături, da, din alea cu... nuiele. Atâta, mătură. Mătura în curtea, dar ei se jucau, râdeau, așa. Iată, vine bunica, știi, cu căruț din ăla cu iarbă, care era mai înaltă decât ea, pune în dreptul meu și m-am gândit, acum... A cui grav. Dacă s-a oprit în dreptul meu, m-a văzut. Zice, ce faci? Zic, mătur, dar eu măturam așa, ca o doamnă, uite așa. Și ea zice, mături? Mătură-mă, să se cunoască că mături tu. Treaba făcută de tine. Foarte, foarte interesantă. Și m-am oprit și am plâns. Sintetizată. M-am oprit și am plâns. Aha. Pentru că... Dar ai înțeles atunci ce înseamnă? Că un lucru făcut de tine, am înțeles că eu nu mă implic și eu nu trăiesc propria viață, că nu sunt responsabilă și că nu fac ce trebuie și că mă fac că fac. Și că asta nu e bine. Superficialitatea nu e bună. Absolut. Orice faci, fă-mă să se cunoască că faci tu. Dar câtă înțelepciune într-o singură frază, Liubița. O singură frază. Că mă întreabă... De unde ai tu ăstea? Eu am, ăsta e fundamentul așa am meu. Da? Așa am crescut. Sigur. Și de acolo eu nu mi-am permis nimic să fac de mântuială. Nimic. Nici să mă plâng, nici să zic că e greu, nici că nu se poate. Nu. Fă-mă să se cunoască că faci tu. Asta este. Asta e foarte. Și atunci mă întreb de festival, lucru. Mă întreb de nu, de acolo e. Da, cu responsabilitate. Cu cât am putut eu. Nu? Peste tot. Dar... proiectele au fost într-adevăr foarte, foarte mari și în traduceri, nu mai intrăm în amănunte că ai tradus de pe mai multe paliere
ale am societății. De la proiecte transfrontaliere. Da, nu numai literatură și așa mai departe. Multe. Am tradus 1000 de titluri. Multe, da, multe în mulți ai făcut. În 40 de ani. Asta câta facultate la care ești? A treia. Ai terminat. Acum sunt în formare, sunt în master. În master. Master la psihologie clinică și fac formare, nu am terminat, sper anul acesta, la psihoterapie integrativă. Integrativă, da. Așa ți-ai dorit să fie? Nu, aici este o altă poveste. Când am terminat liceul, pe vremea așa, psihologia a fost închisă. Eu am vrut la psihologie pentru că... E o poveste veche, o iubire veche. E prima iubire. Pentru că mi-am dat seama că am darul cuvântului, am văzut cât de mult se chinuie oamenii să spună trei fraze și eu mă joc cu asta. N-am nici vină, nici merite, cum iarăși zice bunica bine. Deși mi-am dat seama că am asta și mi-am dat seama că în lumea în care trăim, cuvântul, adică cel scris, poezia, în general, literatură, nu are locul care l-a avut altă dată în cetate. Adică nu are un efect social. Nu are, nu coagulează, nu are. Nu are și da. M-am gândit că eu, având acest dar, trebuie să fac altceva cu cuvântul, trebuie să ajut cu cuvântul. Trebuie să ajung la inima celuilalt. Astăzi la om nu ajungi decât prin emoție. Poți face orice. Uite-te la spectacole adevărate, uite-te la orice nivel este omul, el caută să primească emoție acolo unde el este, el la ce nivel este și la ce treaptă. Și eu mi-am deci dorit să fac psihologia. Deci tu pui pe primul plan în comunicare factorul emoțional, nu cel rece, rațional. Nu. 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 Pentru mergi pe că trăire. El este copertă. Pe noi ne interesează conținutul. Conținutul, da. Și atunci... ar fi trebuit probabil să fac mult mai repede. Pe mine m-a mulțumit filologia foarte tare și tot ce am făcut, și master și doctoratul, și toate școlile care le-am urmat. Dar am rămas restantă la asta. Cum băieții mei au crescut, acum sunt și bunică și nu mai aveam, cum să spun, obligații absolut cotidiene și să reduc cumva din grijă pe care le-am acordat lor, am ajuns la concluzia că este probabil târziu, dar dacă respir, nu-i foarte târziu. Așa, și să fac, să fac. Da. Și în vară, da, eu sunt așa. Eu, dacă astăzi am decis, mâine am început să fac. Nu, da. Pentru că orice amânare înseamnă poate niciodată. Da. Mâine interesant. Nu ne garantează nimeni. Poți să știi. Da, și atunci dacă am decis, eu în ziua în care am decis am și sunat să văd ce trebuie să mă înscriu. Ca să poți să te înscrii. Și în vară am terminat. Și ai terminat. Da. Eu pun la întâmplare mâna pe unul din volumele care sunt aici. Și este teza de doctorat. Asta e Vasco Popa. Da, este teza mea de doctorat, publicată de doctorat. Și a fost publicată în România la Ideea Europeană, la București. Foarte dar bine. A fost publicată și în Serbia, la Libertatea, la Institutul Cultural al Românilor și acest volum publicat la Institutul Cultural al Românilor se află în mari biblioteci ale lumii, inclusiv în Biblioteca Congresului American. Pentru că în 2008, când am terminat eu doctoratul, chiar puțin înainte, au fost alegerile în Statele Unite și fiul meu, care știe mult mai bine engleză decât mine, așa? Eu abia nimeresc, l-am rugat să urmărească site-urile care sunt în limba engleză, tot ce apare despre Vasco Popa și să vezi ce minune. Apăreau în deci, site-uri printre, internaționale? Da, absolut. Printre întrebările puse celor doi candidați la data aceea pentru președinție SUA, în 100 de întrebări, una dintre ele a fost și care este poetul dumneavoastră preferat. Și Barack Obama spune, poetul meu preferat este Vasco Popa. Nu se poate. În traducerea lui Charles Simic, pentru că este o conștiință mare a lumii în care trăim, prin toată asta poezia se sa. Asta spune un viitor președinte al exact, unei exact. Mari putere exact. A lumii. Știi? Exact. Așa și? Se explică de ce la publicarea a fost solicitată lucrarea și se află și este, în... Da. Se pot trimite de altfel lucrări la da, Biblioteca sigur că Congresului. Da, sigur că da, dar pe această filieră ajuns. Se magazinează foarte, da. Foarte bine și da. Foarte... Nu am, crede-mă, de fapt știi că tu le-ai aranjat, nu am... Cărțile ales, sunt la Reșița. Dar, eu asta le-am dar, avut uite, Timișoara. Ne-am mai ales cu o mărturie și cu încă o poveste. Aș vrea să te întreb dacă... Uite, asta e o carte
colectivă, unde sunt mai multe nume feminine. Mariana Stratulat, care e și poetă și directoarea Casei de Presă și editură din Pancevo, a avut amabilitatea să traducă. Dar cred că și tu, mi se pare că singură ți le-ai trimis tradus, evident, normal, evident, da, așa. Asta ar fi fost pe ceilalți, pe ceilalți să mă traduc altcineva. A fost o întâlnire și un regal literar, da, la ambasada, da, României din Belgrad, da, unde a primit poeții și poezia loc de cinste a fost. Și chiar felicităm acum, dacă are vreun ecou, pe toți cei care s-au implicat, începând cu Mariana Stratulat, care s-a străduit, desigur, eu aș spune și ceilalți din echipă, că probabil lucrează cu o echipă, nu mai vorbesc de Libertatea, da, care s-a, da, implicat, dar nu e puțin lucru. A fost o sărbătoare. Rar se întâmplă să fie sărbătoare. Să acorzi atâta atenție cu eleganță, nu un obiectiv și un eveniment, hai să-l bifăm și pe ăsta, nu, dimpotrivă, a fost un eveniment dorit și acceptat, da, chiar mare lucru. Am trăit o sărbătoare bilingv, cu toate. Bilingv, în română și în sârbă, și distinsa doamnă ambasador, excelența sa, a savurat poezia vreo 2 ore, ceea ce nu-i puțin lucru la un om atât de ocupat, la o asemenea emblemă, adevărat, administrativă. Adevărat, deci, adevărat. Uite, se mai poate trăi și o bucurie în grup, să zicem. Și să vezi, zicem, cât e de important traducătorul și la astfel de evenimente. Da, sigur că da. Tu ai pentru fost că și traducătorul. Nu pentru că am fost eu, dar în general traducătorul, nu, este, dar, foarte important. Traducătorul este cel care, aș zice, are a doua meserie și al doilea har, pentru că dacă nu știi este pe să scrii, parier, tu nu poți să faci, no, traducere. Îți cum trebuie. Îți trebuie și un orizont nu cultural poți, în ambele, altfel n-ai. Nu, nu se poate, altfel, da, nu se poate. Da. Traducătorul este un creator nou. Adică, da, dublu, e dublu autor, să, da, zicem. Da, dublu, da, autor. Da. Cum ți-ai dori să fie următoarea carte pe care tu acum o conturezi din ceea ce ai citit? Este gata cartea. E gata? Da, nu am decis la ce editură. Nu știu încă, da, nu știu. În studiez. Ce limbă va fi? Și și? Și și. Bravo. Și și, da, mereu este și și. Mereu, și, da, mi se pare că asta este corect, pentru că dragostea mea vrea clar, să ajungă... Ambele limbi îți aparțin. Absolut. Da. Eu așa îmi imaginez, este ca un teritoriu cu dublă imagine mereu adăugită, în care te poți mișca veselă, surâzătoare, sigură pe tine și cuceritoare. Și câteodată cu aripile plecate, și câteodată pe jos, și câteodată... Așa e creația. Așa este creația și așa este viața și oricât am vorbit noi, că nu ne place, știi, să tot căutăm la taină, mă, să vedem, mă, o luăm pe toată, taina rămâne taină. Totuși. Acolo nu o poți nu, descifra. Nu, nu, noi, eu cred că așa și trebuie preluată, adică o lăsăm așa, eu nu strivesc o rolă de minuni a lumii. Deci noi trebuie să o sporim. Cuvântul este parte din taina aceea mare, nu mă refer doar la primele fraze din Biblie, dar prin cuvânt noi existăm ca omenire, altfel nu... Cuvântul este energie fi, vie. Da, nu ar fi o dovadă o mărturie, că oamenii suferă de rană de cuvânt mai mult decât de o rană de orice altceva. Da, oamenii, da, suferă. Dacă nu ar fi fost viu cuvântul, nu durea așa. Nu durea așa. El, da, doare pentru cuvântul că este viu. Așa și, și atunci grijă maximă la e cuvânt. E viu și lucrător. Oh, da. În interiorul, absolut, ființei. Absolut. Nu știm ce urme lăsăm. Artistul, în cazul de față, scriitorul, la un anume nivel, percepe altfel acest lucru. Suntem în teritoriul poeziei, timpul zboară foarte repede, se scrie foarte mult, Liubița Raichici, în lume, dar și la noi se scrie foarte, foarte, foarte mult. E bine. E bine până la un punct. E rău că nu există nicio limită, nu poți să, eu știu, să departajezi la o editură. Nu pe timpul, de exemplu, vieții, da, noastre, nu pe timpul vieții noastre, însă există un judecător nemilos
și drept timpul. Nemilos timpul. Și drept. Dumnezeu este milos. Există, și noi mai trecem, da, așa, dar există, timpul nu. În toate literaturile, așa a fost și așa și este și acum, formula asta de experiment, de noutate. Care este părerea ta? Pentru că el, dacă acceptă experimentul, poetul respectiv, el așa simte că poate să scrie. Altul simte că trebuie neapărat să fie în vers clasic. Altul este modernist exagerat și merge pe fragmentaritatea reprezentărilor poetice. Trebuie să-i acceptăm pe toți. Care este, deci, părerea ta? Părerea mea este că avem, desigur, mulți scritori în sute și mii de ani care sunt vii și avem scritori vii care sunt morți. Depinde dacă este viu ce lași sau nu este viu. Nici stilul, nici nu despre asta este vorba. Este vorba de energia care iese prin cuvânt, energia aceea pe care o dăruiești. Dacă energia aceea este adevărată și este vie, nu există nicio stihie de pe sub cer care s-o poată stinge în veci. Dacă am urma orice fel de mode, curente, premii, podiumuri, da, iar cuvântul nu este viu, nicio șansă. Da. S-a terminat. Mi se face semn că trebuie să încheiem, dar te mai rețin deja cu o frază. Dumnezeu, sunt sigură că ești de acord și vei putea și ai putea să ții un discurs. Este în poezie prezent, în artă, în artă și mai ales în cuvânt. Nimic din ce este viu nu este în afară de Dumnezeu și tot ce este mort este în afară. Deci literatura, arta, poezia este ceva viu. Când e viu. Când e viu. Nu este mereu așa viu. Dăinuie. Numai așa dăinuie. Numai așa. Numai așa dăinuie. Este o mărturie de o mare de nuanțe, o multitudine de nuanțe, de subtilități pe care ai făcut-o. Mulțumesc. Pentru că ești un om bogat interior. Mulțumesc. Un om foarte bogat, care dăruiești cu aceeași... Iubesc. Da, cu aceeași... Niciun secret aici. Putere, nu e, sigur că nu e niciun secret. Dar asta e, fiecare artist își are structura lui. Absolut. Aceasta ție structura, așa mult este. Bine în calea pe care, pe șinele pe care spuneai că le-ai ales și mergi în continuare, să fie pe placul tău, să fie cu emblema și precizarea, asta e făcut de mine. Mulțumesc! Așa cum ai învățat da, de copilărie. Da. Liubița, nu am apucat să atingem toate problemele. CV-ul tău a rămas incomplet. Ne mai recunosc. Vedem. Ne mai vedem. Da, ne mai vedem. A rămas incomplet, dar... M-a onorat să știi. Poveștile și mărturile spuse, mulțumesc se mult. Pot înțelege multe planuri ale existenței. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezență. Eu. A și fost mare onoare și bucurie. Și bucurie. Mulțumesc. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru ascultare, pentru vizionare și pentru înțelegere și sper că mulți dintre dumneavoastră ați înțeles câte ceva din aceste subtile povești care au fost aici în gen de mărturie artistică. Sunt Veronica Balaj, mulțumesc pentru atenție. O nouă întâlnire duminica viitoare la aceeași oră. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.